Salutare, oameni buni, ce faceți? Bine ați venit la o nouă recenzie de parfumuri. Astăzi vă voi prezenta un parfum, nu vorbim despre o clonă, în schimb vorbim despre un brand de parfumuri arabești și anume despre un parfum de la Latafa și anume Latafa Zanzibar, a cărui sticlă arată cam așa. Latafa Asad Zanzibar face parte din celebra linie Asad pe care Latafa a deschis-o în urmă cu ceva ani, atunci vorbim despre o clonă după Dior Sauvage Elixir. Nu pot să spun că mi-a plăcut în mod deosebit nici Sauvage Elixir, nici acea clonă numită Asad, pe care o dețin în colecție și pe care cred că am folosit-o de maxim 3-4 ori. Nu reușesc să mă împac cu ADN-ul acelui parfum. În schimb, vorbim astăzi despre un parfum aflat la polul opus, un parfum a cărui creație m-a dus cu gândul departe, un miros unic, un miros pe care nu l-am mai întâlnit până acum în parfumerie. Din ce am reușit să aflu despre acest parfum, parfumierul din spate este unul destul de cunoscut. Vorbim de un parfumier ce a dat lumii multe creații destul de cunoscute în materie de parfumuri. Cred că o cheamă Fanny Ball sau Fanny Ball, ceva de genul. Pot să spun că această femeie a pus o minunăție în această sticlă, a creat un parfum absolut delicios, aș putea spune. Vorbim despre un parfum gurmand, dar un parfum gurmand fresh. E un parfum dulce, e un parfum ce se va deschide cu o puternică notă de iris, apă de cocos și vanilie. Toate aceste trei note fac ca acest parfum să se deschidă cumva lactonic. Mă duce cu gândul la o cană de lapte amestecată cu cocos. Foarte, foarte interesantă deschiderea. E un parfum care cu siguranță îți va atrage complimente. Îl văd ușor unisex, chiar dacă el este designat și marketat ca fiind un parfum masculin. L-aș vedea o femeie purtându-l fără probleme. După cum spuneam, un parfum dulce, gurmand, dar care să nu te sperie, pentru că îl vei putea purta și pe temperaturi foarte înalte. L-am purtat la undeva 30 de grade și pot să spun că a mirosit și mai bine decât îl testasem înainte în casă. Se bucură de niște performanțe foarte, foarte bune, mai ales pe haine. M-am dat inclusiv pe acest tricou undeva ieri dimineață și în continuare miroase foarte, foarte puternic. Pe piele am observat că o proiecție destul de bună în primele 2 ore, 2 ore și jumătate, se duce spre 3. Cu o longevitate totală, după cum spuneam, de peste 12 ore, fără discuție. Și bineînțeles pe haine, cred că va sta destul de bine undeva la 2 zile. Și repet, este un parfum pe care abia l-am încheștionat, nu l-am lăsat să se matureze. Deci mă aștept cumva pe viitor, în câteva săptămâni, o lună, ca performanțele acestui parfum și poate și notele cumva să sufere o schimbare, bineînțeles, într-o direcție pozitivă. Da, ce aș mai vrea să adaug este că, așa cum am fost obișnuit la linia Asad, parfumul vine cu acest design, un soi de inel care cumva ar trebui să arate cam așa. Ce vreau să menționez este că acesta a venit separat cumva în cutie. Nu știu dacă ăsta a fost scopul sau a căzut. Sincer, îmi place mai mult fără această chestie care, da, nu știu, mi se pare ușor chicios. Da, ce să vă mai prezint despre acest parfum? Nu știu, sticla rapid, pentru cei care nu cunosc linia Asad, avem bineînțeles logo-ul Latafa în partea de sus. În sfârșit vreau să adaug și să subliniez acest fapt că Latafa a pus într-un final un atomizor care împroașcă bine pe o sticlă de parfum. Nu mai are rost să spun despre originalul Asad, care împroșca în toate direcțiile, super haotic, nu mi-a plăcut deloc. Acesta împroașcă foarte bine și cumva uniform. Ca și parte de preț, de cost, cumva din ce am observat,
La momentul apariției acestui parfum, undeva pe la începutul anului, februarie, martie, a apăruse la un preț destul de, n-aș vrea să-i spun nesimțit, dar îl vedeam undeva la 190, 200, peste 200 de lei. Pentru un Latafa care nu se regăsește în linia Pride, nu o să dau niciodată atâția bani. Din ce am observat acum, în cel puțin săptămânile astea, parfumul se găsește la 120-130, eu l-am achiziționat cu 125 de lei. Deci cumva prețurile și-au revenit. Poate este și o ofertă pe care cei la Latafa ne fac odată cu venirea acestui sezon cald, pentru că, da, acest Asad Zanzibar se pretează foarte, foarte bine a fi purtat în această vară, la orice ocazie, un parfum care nu e deloc pretențios, e un mass appealing, îl poți purta în orice context, va da bine oriunde. Rapid să vă citesc și notele, dar repet, ce este de menționat este că se va găsi tot acest trio de note de iris, vanilie și apă de cocos. Avem ca și note de vârf listate, cel puțin nota de lavandă și piper negru, n-am reușit să disting niciuna din ele. Ca și note de mijloc, apă de cocos, după cum spuneam, nota de iris și nota de sare, care vine ușor spre finalitatea longevității acestui parfum și o simți destul de timid, dar e foarte bine pus în tot acest context dulce gurmand, dulce cu sărat, este foarte interesant. Iar ca și note de bază avem listate nota de vanilie și tămâie. N-am reușit să găsesc și spre fericirea mea nu am distins deloc nota de tămâie pentru că nu îmi place absolut deloc. Cam acestea ar fi de zis despre Latafa Asad Zanzibar, clar îl recomand pentru toate vârstele. E un parfum care, după cum spuneam la începutul clipului, o să port destul de des în această vară pentru că îmi place, în general îmi plac parfumurile gurmande și parfumurile care conțin nota de cocos, așa că pentru mine e o situație win-win. Latafa Asad Zanzibar.